vremuri grele când războiul, cu toate vechi stirieni, făcea pustie în țara sfântă, un captiv, zeci de ușteni. A fost luată și o fetiță, cu tipul blând și diavan, de luptător cu mare faimă de generalul Darman. Adesea ori stăpâna casei, se frământa în sinea ei, dar ne spunând la nimeni taina care-i făcea cu merigrei. Iar seara, când uda grădina, oprindu-se pe cât o mărunt, o soția tăcut copila cu gene lungi și părul blond. De ce ești azi atât de tristă, stăpâna mea cu suflet bun? De chiar așa sunt supărată, ce nu pot draga mea să spun? Tu nu ești decât o fetiță și chinul meu nu-i deloc ușor. Dar haide, totuși spune, cine știe de unde-ți va veni ajutor? Ei, apă, zice atunci stăpâna, cu tonul ei distins și grav, că își port o mare suferință, chiar soțul meu este bolnav. Dar dacă Domnul meu s-ar duce în țara mea la un proroc, acesta l-ar primi cu cinste și l-ar melodi pe loc. Dar cine este om acela? Întreabă ea cu atâta zel. E un proroc din țara sfântă, e un proroc din Israel. Dar și o rază de credință a străbătut acel cuvânt din ochișorii albaștri, din avierile de vânt. Femeia a rămas pe gânduri și a făcut noaptea un plan. Cum aș putea să spune oare aceste lucruri în amal? Ești sole de o șcroapă și se înălța din nou pe cer, stăpâna ce purtase în suflet cu un prețios și un bogat mister. S-a dus la soțul său să-i spună, te bucură, fii fericit, ți-aduc o rază de speranță la care nici nu ne-am gândit. În țara servitoarei noastre e un om cu mare putere, care cât o simplă rugă te poate scăpa de orice dureri. Dar cine este medicul acela? Întreabă el cu interes. E un proroc din țara sfântă, e un om cu un caracter ales. Copila care ne-a adus-o ne-a spus mai multe despre el. Te poți interesa mai bine că-și locuiește în Israel. Și fără niciun fel de prege, n-am încă sufletul deja. La împăratul țării sale s-a dus cu al inimii amar. Veșnic să trăiești în pace, împărate, Domnul meu, la bunătatea ta cea mare mă duce azi necazul greu. Dar ce s-a întâmplat cu tine? Vorbi împăratul curios și Naaman i-a zis, stăpâne, mi-e sufletul de bolăros. Dar am avut o veste bună prin gura roamei ce o am, că în Samaria există un proroc, un sfânt balsam. Deci nu mai sta pe gânduri, du-te și o scrisoare îți voi da către împăratul lui Israel și poate te vei vindeca. Luând cu sine daruri scumpe, pornind de grab la mare drum, deși calea era lungă, mi se părea că zbor acum. Ajuns după un timp la țintă, a fost primit de împărat. Cu mult respect Naaman se închină și apoi un bilet ți-l a dat. Însă scrisoarea aceea scurtă l-a îngrozit pe suveran, ce plin de furie cuvântă către generalul sirian. Ce înseamnă toate acestea oare? Ce să de oare Dumnezeu? Că să omor, să dau viață și să te scap de lepră eu? Acum văd bine că de împărat ai fost împins, ca să mă faci pe lângi de ceartă pe mine om cu părul nins. Și când își descărca mânia, iar haina și-a făcut bucăți. Dar Elisei senin îi zice, de ce așa pierdut aleți? Trimite acel om la mine și numai astfel va afla, căci Israel are pe Domnul și un om ce face voia sa. În carul său, darul scumpe, purta de câțiva cai sămeți, pornind am mâncat o săgeată spre școala marilor profeți. Profetul însă, fiind o slugă, îi spune astfel Naaman, de șapte ori meșite scaldă,
în amariul Iordan. Și după acesta, plin de lepră, care într-o clipă va fi vindecat, așa l-a asigurat trimisul, după ce a spus cu grup curat. Dar generalul de armată, capitanul ca un învins, mesajul scurt când îl primise, mânia în suflet a aprins. Mi-am crezut de bună seamă, că-și va veni ca el în drum și mă va invita în casă cu un gest amabil, oarecum. Și va chema atunci un nume, că mă rând lume de proroc. Va pune mâna lui pe rană și mă va tămâni pe loc. Ce? Nu sunt la mine mai multe fluvii ca acest Iordan? Și trecea pe rut acasă, fără fărâmă de elan. Dar sfârșiturii lui văzură, mânia ce i-a dovorât. I-au zis, nu-i lucru greu, părinte, te scaldă doar în râu și atât. Și nu pleca de stăvință, porniți spre fluviul Naman, de 7 ore ca să se scalde, dar cu credință în Iordan. Și carnea aceasta putrezită, pornind pe un trist păgaș, o, ce minune, s-a făcut ca trupul unui copilaș. Și cine ar putea descrie, păi mult mari bucurii, ce aduce în dar o viață nouă, și o turnare de veșnicii. Trezica dintr-o ferie, se întreba cel vindecat, acesta sunt eu sau un altul? Și tot ce văd e adevărat. Și răpui martorii minunii au exclamat înfiorați, fii binecuvântat, stăpâne, cu bani senin și belșugați. Acesta este Dumnezeul ce stăpânește acest pământ și la mână revine acum la Elisei, profetul sfânt. Și când ajunge ca să-l vadă, îi spune reverențios, cunosc și Dumnezeul ce vindecă și un lepros. Nu e nicăieri în lume decât în țara ta de aici. Te rog, primește de la mine aceste daruri foarte mici. Viu este Domnul pe vecie, a cărui slujitor sunt eu, că nu pot să iau nimic din darul ce nu-l pot să socoti al meu. Și nici o clipă sirianul n-a putut găsi temei ca să-l convingă cu acesta pe neclintitul Elisei. Atunci a zis, dă-mi voie, cu 2 caturi pământ să iau și viața mea întreagă, dar Dumnezeul tău s-o dau. Și generalul de armată, de lepră grea tămăzit, s-a întors pe același drum acasă, gândul cel mai fericit. O, cum am prățișat soția și toți acasă e rând pe rând, dar la urmă și ciupetiță de bucurie prământând. Și de atunci întreaga casă n-a avut decât un țel să asculte de Iehova, ce-i Dumnezeu în Israel. Iisus te așteaptă și pe tine, chiar dacă tu nu ești lepros, în schimb o recunoști prea bine, te știu un mare păcătos. Ți-au spus mulți că și asta e viața, să beai, să te distrezi oricât. Plăcerea e o povară ce prea des te-a domorât. Tu zici aceste lucruri simple pe care le aud acum aici. Nu sunt doar pentru mine, ci doar pentru copiii mici. Ai rupt cândva pe calea îngustă, stăpân și tu smerit. Dar ți-a părut prea mare prețul ce trebuia atunci plătit. Rămâi cu tot ce este în tine, cu tot ce este doar al tău, să nu cazi în ipocrizie și să-L înșeli pe Dumnezeu. O nu uita că înșelatul e chiar sufletul tău sărman, o vină cu starea vieții tale precum pe vremuri Naman. Deși mai simți o ezitare și o protest în gândul tău, nimeni nu e atât de bun pe lume și nimeni nu e atât de rău. Grăbește-te să vii la Domnul, ce mare preot și proroc, cel prin simpla ta credință te va temodi pe loc. Iisus te așteaptă și nu-ți cere pungi de arginți, cum azi afarii lumii se înșală și se mint, ci-ți cere inima să-i o dai așa cum o ai și cu brațul său puternic de te va duce sus în rai. Și ca lui Naman leprosul îți spune și ție azi mereu, ești aici, ți-l vestești pe Dumnezeu. Amin. Amin.